așa. Bună seara, oameni buni, bună seara! Iar dacă n-ați aflat, vă dăm noi în premieră o super veste! Ia zi-mă! N-o să vă vină să credeți, dar reprezentativa de fotbal a României a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace. Schimbare de situație, pentru că suntem fii păcii. De ceva vreme nu mai batem pe nimeni. 4 meciuri fără gol. Băi, voi vă dați seama dacă Dalai Lama vrea și el să-i cunoască pe fotbaliștii români pentru omenia de care dau dovadă în fața adversarilor. Iar Crucea Roșie, bă, Crucea Roșie le-a acordat un premiu onorific. Pacifiștii fotbalului românesc. Mondial, bă, nu mondial! Stați așa, că asta nu e tot. Chiar și Papa și-a exprimat admirația pentru fotbaliștii noștri, pe care i-a numit cei mai buni din lume. La suflet. Un singur fotbalist a stricat imaginea națională României. Romario Benzar a dat următoarea declarație de-a dreptul scandaloasă. Și în continuare mai avem de lucrat și trebuie să câștigăm în Polonia dacă mai vrem să mai sperăm la calificare. Mami, mi s-a părut că spunem Polonia. Acolo, da, s-a auzit că o... Se poate, se prea poate. Domnule Benzar, așa, pe teren ar fi trebuit să-i bateți pe danezi. Nu-mi dumneavoastră! Din păcate, terenul este prea mare, fotbaliștii români au prea mică! Asta, dorința de joc, ai vrut să spui, nu? Exact, exact. Gata cu fotbalul românesc? Da. Am vorbit prea mult despre el. Să înceapă... Da. Cronica Cârcotașilor! Astăzi la Cronicuță. Aș vrea să-i arăt ce am în partea din față. Vedem cu ce se ocupă plictisicienii noștri. Omul are o problemă personală. Mai bine o comisie de anchetă pentru ferma de porci de la Teldrum. Eu am făcut lucruri mai grave. Da, da! Ne jucăm de-a teroriști? Toți cei 5 ocupanți fiind scoși afară din autovehicul, încătușați. Și l-am împușcat. Pac! Ne culturalizăm cu Alexa. De îndată ce vă vom supune la test. Râdem cu al mai tare șef. Vă pup și vă invit să vedeți arta frumuseții din România. Și evident, venim cu multe, multe bâlbuțe. Noi încercăm să dansăm. Andreea Marin încearcă să jurizeze. Era ogru, tot oameni. Bă, sunteți nebuni! Mi-a venit acum, da. O glumă cam seacă. Fiecare cum se descurcă! Nu mai știu ce glume să am, că nu ne-am luat nimic prea bun. Mihai, te mănâncă, nu te băga, te rog, pentru că și-au luat-o și alții. Dar încă mi-ești simpatic. Pare rău că nu e Bartoș, aproape să fi fost aici. Doamnelor și domnilor, să nu fiți pe dos cu moda. Și ca să nu fiți dați la spate de stiliști. Da. Ca să nu vă dați la fund în fața designerilor. Uitați-vă la cea mai tare emisiune. Bravo, I Steel. Un show pentru femei puternice și bărbați sensibili. Începem în forță cronicuța de astăzi, care are stil, evident, cu Bravo, Nice Stil, unde se prezintă juriul. Ia mă! Cu dedicație specială, fără număr, pentru Regina Regească, Raluca Bădulescu, bun găsit! Bine v-am regăsit, iubiți telespectatori! Alături de ea și de noi, la susținere, sunt și Moris și Iulia. În aceeași emisiune, Răzvan Ciobanu inventează un cuvânt, botezim. Pe Moris de-l botezim, pe Moris de-l botezim, Moris the Hammer. The Hammer. Spune, dragă, botezăm, că răde botezatul de tine. Ce-i aia botezim? Pe Moris de-l botezim, Moris the Hammer. În aceeași emisiune cu stil, Moris the Hammer, că mai noi îi place ciocanul, face balet cu Bădulească. Sau, mă rog, cu cracul ei. Mișcarea e foarte simplă, să ia ușor, piciorul. Să ia ușor, au. Mișcarea e simplă, să ia așa, piciorul, se flexează, se ușor, nu se rupe, haide, se ridică, așa, se prezintă, balet, și se rămâne în poziție. Auzi? Melody Bar 1993, 6 iunie. Cât să rămâne în poziție, că leșină femeia? Tot Răzvan Ciobanu are o nelămurire. Raluca, nu e la cu șuruburi, nu? Piciorul, da, nu e la cu șuruburi, nu? Adevărul e că la cum arată juriul la Bravo Nice Stil, nu ne-am mirat ca Bădulească să aibă șuruburi în picioare. Dar nu numai jurații au defecte, ci și concurenții. Ei sunt surzi. Cum? Ce zici? De când ai anumite probleme în amor,
Sau așa am înțeles, parcă așa s-a discutat pe aici, nu? La un moment dat. Probleme la mol. În amor, nu la mol. A, în amor, probleme la mol. Și gândeam ce probleme mai am și la mol. La mol, în amor. Draga noastră concurentă, e o vorbă din bătrân care spune că surdul nu le aude, dar le potrivește. Și cum ești o piții desăvârșită, asocierea cu molul nu e întâmplătoare. De când ai anumite probleme în amor, sau așa am înțeles, parcă așa s-a discutat pe aici, nu? La un moment dat. Probleme la mol. În amor, nu la, la mol. A, în amor, probleme la mol. Bă, și gândeam ce probleme mai am și la mol. La mol, în amor. Pe fetele astea, dacă nu le duci la mol, nu pupe amor. Nu vorbi așa, pentru că este emisiune preferată de către Ioana. Da, mie chiar îmi place. Cristina! Da, e așa. Nu ratez nici. Doamne, ce bine că într-un show ca ăsta există un bărbat. E cum unul? Despre cine vorbești? Despre Moris sau despre Răzvan Cioban? Despre Raluca Bădulescu. Da. Este un bădăran și un insensibil. Da, plec. Nu mai vreau la canal de... Mă duc la ProTV sau la ProTene, na? La ce? La ProTene. La ProTV avem dis de dimineață o bâlbă haioasă. Rămâneți cu ProTene, ProTV, ne rămâne nebunii băieții ăștia. Așa este și Florina și plecat de-asta întors. Da. Ne revedem mâine dimineață la 6 fix. Auziți, ProTN sau ProTV, tot noi suntem. Sănătate multe, să vă meargă cât mai bine. Noi știm că voi sunteți, că cel puțin în televiziune voi dați tonul. Recunoaștem cinstit. Rămâneți cu ProTN, ProTV, ne rămâne nebunii băieții ăștia. Așa este și Florina și plecat de-asta întors. Da. Ne revedem mâine dimineață la 6 fix. Auziți, ProTN sau ProTV, tot noi suntem. Sănătate multe, să vă meargă cât mai bine. Tot la ProTV, Busu face o nefăcută, bâlbâindu-se pe bază de coduri. În după amiaza aceasta intră în vigoare un cod galben de ploi pentru cursurile de apă, pericol de inundații pentru cursurile de apă din vest și din nord-vest. Totdeauna ne-am întrebat când prezentatorul se bâlbâie. Fata aia care traduce pentru hipoacuzici, se bâlbâie și ea? În după amiaza aceasta intră în vigoare un cod galben de ploi pentru cursurile de apă, pericol de inundații pentru cursurile de apă din vest și din nord-vest. Și la final avem câteva cuvinte pentru Busu. Dragă Busule, an de-a rândul ne-am făcut emisiunea cu ajutorul tău. Și pentru că ne ești simpatic, vrem să-ți dovedim asta. Stimabil cârcotaș, pentru cei care nu știu, Florin Busuioc este un senzațional actor, pe lângă partea cu meteorologia de la ProTV. Și ca actor are un spectacol cu care a ajuns la Sibiu. Vă rugăm să nu-l ratați! Vă aștept la spectacol. Spune, unde sala? Sala Italia din Sibiu la ora 19. Ziua? Luni. Luni. Luni la ora 19 la Sibiu. Ok. Și l-aștept acolo. Busule, nu știu dacă tu ai aflat așa ceva, dar aici, la Cronica Cârcotașilor, ai un fan club al tău! Lasă asta, ca să cu fan clubul e ok. Problema e că din cauza ta, Busule, ne-am apucat de pariuri. Am devenit dependenți, atât de dependenți încât în curând o să ne deschidem o casă de pariuri, Busube. Punem pariu pe numărul de bulbe pe care îl dai pe minut, să știi. Cine este unul? Datorită ție, Busule, unii s-au îmbogățit, alții, în schimb, și-au pierdut casele și mașinile. Dar nu contează, Busule, să rămâi așa cum ești, pentru că tu ești, cum să zic, ești busola noastră. Fără tine ne simțim debusulați și nu mai știm pe cine să alegem. Alien sau Predator? Bruce Lee sau Chuck Norris? Și cel mai important, Băse sau Dragnea? Știm că nu se mai uită nimeni la politică, dar bă, se face spectacol, nu politică în parlament. Mai nou i-a mai tras o zmetie lui Liviu Dragnea, cităm, singurul taliban ortodox din lume. Că ați spus și data trecută că pe timpul dumneavoastră v-am atacat, permiteți-mi să vă atac din nou. Decât o comisie de anchetă pentru bugetul guvernului Cioloș, mai bine o comisie de anchetă pentru ferma de porci de la Teldrum. Liviu Dragnea, cel care și-a început cariera politică în partidul lui Băse, acum mulți ani, n-a rămas dator și a întors replica. Și culmea, recunoaște capetele de acuzare. Legat de ferma de porci, nu știam că aveți și această specializare. Eu vă readuc aminte că suntem aici nu acolo, ci în Parlamentul României. Dumneavoastră puteți să vă băltiți în ce vreți dumneavoastră, eu nu. Eu am făcut lucruri mai grave, am rude care cultivă roșii în sere și avem și un program pentru roșii.
și forma este continuată. Am rude care cresc oi. Da? Și avem un program pentru înființare de centre de colectare pentru lână. Si tu quieres una tejoi, lo quieres por ojo, yo te llevo en Callao. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Bebelușa Cristina, bebelușa Alexandra. Gata, revină, scrie ok. Cristina, te iubesc. Nu, nu sunt eu, du-te, ce am alte gusturi. Păi nu, după mișcare te recunosc, că ai făcut-o aproape la fel ca și Cristina. Stai, aproape. Auzi, acum că toți sunt încins să vă zic pe asta. Dragi prieteni, arde, arde. De Tăriceanu se ceartă cu președintele partidului. Mai care este? Care este? Păi băiatul ăla... Cum zice, frate? Tăricel Constantin! Mai avem puțină politică și am terminat cu subiectul ăsta. Mare scandal mare în Parlament, unde partidul de buzunar numit ALDE și-a întărătat liderii de la vârf. Astfel, Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, 5 nume și 6 neveste, se ceartă cu unul, Daniel Constantin. Cine dracu o fi ăsta? În ultima perioadă au existat numeroase situații în care colegul meu, domnul Daniel Constantin, a refuzat să-și dea acordul pe o serie de chestiuni care vizau buna funcționare a partidului și sigur că în atar condiții era clar că trebuie să organizăm un congres. L-am fi prezentat și pe Daniel Constantin, dar nu l-am găsit, că nu știm cine e. Vorba lui Nenea Iancu. Păi bine, măi, nene tărițene, si dai si lupta, tocmai tu să rămâi fără colegi în acest partid plin de gogoman din care tu ești primul. Am încheiat citatul. Domnul, cum îl cheamă pe ăsta, că n-am băi, găsit frate, Constantin! Așa, domnul Constantin! Dumneavoastră nu știați că domnul Călin se plictisește repede de parteneri? Dar tu de unde știi? A, de fapt, da, ar putea să le întrebe pe cele 5 foste neveste. Evident, normal. Dar în ALDE, ridicatul poalelor în cap a devenit sport național. Unii chiar au rămas în chiloți. Conciorat un fel și altul de altfel. Ca să protesteze vis-a-vis de scandalul din vârful partidului, un nene fost polițist pe la Botoșani, actualmente ales ALDE, s-a dezbrăcat în fața Parlamentului. Trăiți? Este un gest incalificabil. Nu l-ați văzut, nu știți. Nu ne caracterizează, este un om care nu știu cum a intrat la noi în partid, nu l-am cunoscut, dar e un gest care nu ne caracterizează și un gest care... nu ne onorează. Nu cred că face ALDE de râs. E, din păcate, omul are o problemă personală. Deci nu... Dacă ar fi fost, eu știu, altcineva din conducerea partidului, poate că... Da, se mai întâmplă, din păcate. Eu zic să nu tratăm cazul acesta ca fiind reprezentativ pentru politica românească, că asta ne-ar mai lipsi. Din păcate, milițianul, tot milițian. Și ăsta are ceva cu domnul Constantin Daniel. Mă, cine dracu e ăsta că i-a enervat pe toți? Te pup, papa! Și cum șocul a fost mare, fostul lider ALDE a postat un mesaj prin care a ținut să își explice gestul. Și uite așa mi-am luat rămas bun de la Daniel Constantin atunci când mi-am dat demisia din funcția de copreședinte ALDE Botoșani. Atunci i-am arătat ce aveam în chiloți în partea din spate. Acum când văd că face scandalul acesta, el fiind un nimeni absolut, aș vrea să-i arăt ce am în partea din față. Cum e de făcut, dragi prieteni? Mamă, ce zbiu e zbou ăsta, frate! Incredibil! Da, mie mi-a plăcut ținut lui, să știi, are stil, ai scos așa din zona previzibilă, așa se talbă una neagră, diveri proporții, a scos în evidență exact ce îi se potrivește. Da. Din păcate a pierdut niște susținătoare cu ținută. Asta e, să mai întâmplă. Da, dar, de exemplu, vreau să vă mai spun eu ceva, să vin în completarea colegei mele, Ioana. Domnul Smou! Smou! Do you smou English? Am fost tentat să vă recomand un pic de sală, dar... la cum arătați, cred că mai potrivit ar fi pentru dumneavoastră puțin osteotic gel. Este singurul care vă mai poate întări poziția în partid.
pup pe suflet. Condurățeanu. Condurățeanu, da. Sunt foarte frumoase, Florin. Sunt foarte frumoase, dar să știi că, în primul rând, sunt bune pentru reumatism. Suntem acasă, la niște gazde primitoare, iar gazda principală este un simbol de Românie biruitoare, erou de la Sevilla, Helmut Ducada. Dar ce s-a întâmplat cu el? E de la reumatism sau ce are? Nu știu, nu cred că e ceva mai grav. Tinere, eu am tot respectul pentru tine și te pup pe suflet, dar să știi că nu e nimic mai grav decât reumatism. Spre norocul meu am descoperit ceva care mă ajută. Pentru că ungerea asta atât de simplă înseamnă niște efecte binefăcătoare. Ungerea este foarte bună. Sunt adevărat impresionată, domnule Condurățeanu, cum ați sărit în ajutorul bietului om așa deodată. Hai acum, eu te pup pe suflet. Gel, te rog. Deci, frate, nu râdeți că gelul ăsta ar fi bun și pentru oamenii de la... uite cine dansează. Pentru dansatori? Nu știu. Nu, pentru Mihaela Rădulescu și Andreea Marin, că au rămas așa. La ProTV, emisiunea Uite cine dansează a început să se dezmorțească. Începem cu declarația lui Strunile înainte de show. Noi încercăm să dansăm. Andreea Marin încearcă să jurizeze. Ai ceva de împărțit cu Andreea Marin? Nu, am făcut o glumă, mi-a venit acum. Sper că e amuzantă. După ce a făcut această glumă amuzantă, familia Strunilă s-a apucat să danseze și au efectuat un dans tirolesc cu bătăi la popou. Văzând aceste imagini, Andreea Marin mai că s-a transformat din nou în Zâna cea bună. Câtă răutate în seara asta aici. Zâna bună vine pentru voi. Atenție! Îmi place acest show pentru că el ne oferă surprize plăcute de la o emisiune la alta. Dacă Andreea Marin e zâna bună, Mihaela Rădulescu îmi schimbe tartorița ce are. Și zâna nu scapă netaxată. Asta da. E dansul pe care l-aș face cu Andreea dacă am dansat, să ne batem reciproc. Facem asta. Vrea ProTV-ul audiență maximă? Își dorește ca Uite cine dansează să fie mai tare ca România au talent? Puneți-le pe astea două să-și dea palme la fund, dar fără ajutorul maestrului Călinescu. Da. Asta e dansul pe care l-aș face cu Andreea dacă am dansat, să ne batem reciproc. Facem asta oricum, dar e... Nu, da, e momentul... Și-o visez la asta, dar nu cred că o să-mi acorde acest. E momentul să spunem adevărul. Da. Pentru palme pe Poponeț și Mihaela și Felix mă cheamă pe mine de la București. Așa e. Mihaela nebunatică mică ce ești! Da, dragă, ai aprins imaginația mii și mii de bărbați și vorbesc milioane de bărbați. Da, milioane, dar cu o singură excepție, dragi colegi. Da, Ștefan Bonică, opșiori, pare care nu-și dorește să le vadă pe dive cum se bat la funduleț, că oricum le-a bătut el. Poate nu mă vine să credeți, dar Mihaela este aici lângă noi. Bine ai venit, Mihaela! Bine v-am găsit, bună seara! Vă place să fiți bătută la funduleț? Recunosc că îmi place să fiu pleznită. Ador sunetul acela inefabil de plesc. Mă incită, mă simt ca un cal nărăvaș care așteaptă să fie domesticit. Și Felix vă pleznește peste poponeață, da? Cu cordelina de bungee jumping, da. Și dacă nu sunt prea indiscrete și bănică, cam plesc. Da, doar cu coarda de la chitară. Acolo chiar mă durea, să știi. Vă mulțumim foarte mult pentru sinceritate. Mie îmi place show-ul ăsta. Îmi place și eu dumneavoastră, mai ales cum mi-a bătat la popoul gol Mihai Petre. Ia uzi, dar de la cine? De la Florin Călinescu, evident. Dacă până acum în emisiunea Uite cine dansează, Florin Călinescu doar răgnea niște note, mai nou a început să facă spectacol și îl tăvălește de nu se vede pe prețiosul Mihai Petre. Sunt un călugăr taoist practicant. La noi se spune că putem face în conjurul lumii de mai multe ori într-o noapte fără să ieșim din chilie. Ia-o pe asta. Da, am văzut că ești foarte... Da. Hai, lasă, acum strică tot.
Ești foarte bun în ultima vreme, ești așa prea multe, prea multe jurii de dans la țară, asta e. O să încerc să-l rafinez puțin, dar n-am cum. Da, maestre, jurii de dansat la Văscăuții din Deal, corect. Poate se mută și Petre ăsta la Cuca Mâncăi să vină mai spre oraș. Chiar dacă Florine, iertat în fie discursul de acum. Florine, de s-a tâmpit lumea, e Florine, auzi? Păi dar nu, cu cine vorbești noi? Care e Florine în sală aici? Scuzați-mă. Crezi că nimeni nu înțelege? Dar eu cobor nivelul discuției, Mihai, toți au văzut. Conștiență totală, da. Așa e? Treaba ta. Toți au văzut domnul Călinescu. Mă rog, maestre. Și la final tot... Florin Călinescu face deliciul ediției trăgând concluziile. Aștept să ajungem... Mihai, te mănâncă, nu te băga, te rog, pentru că... Și-au luat-o și alții, dar încă mi-ești simpatic. Dacă vrei să schimbăm raporturile, ok, facem minus cu minus, plus cu plus. Bagă-te acum, dacă simți nevoia. Hai, bagă-te. Ești un povestitor minunat. Așa e? Voiam doar să le spun lor despre seara asta câte ceva, pentru că aplauze pentru povestea. Și să nu uit, Alex, totuși, Alex, mai ai un loc gol. După Smiley și nevastă ta vreau să mă tatuez și pe mine. Sunt istoria divertismentului românesc. Așa este. Mihaela Rădulescu. Așa am scris pe Facebook. Despre Florin Călinescu, așa. Nu, nu, nu acolo, acolo unde e mic și pe urmă se face și... Domnul Călinescu, nu ne plac tatuajele. Maestre, oricât de erect ar fi un organ, în cea mai mare parte a timpului el tot flaschie. Dar merită să fii la vedere, da? De aceea, primește respectul și recunoștința noastră și rămâi cel mai mare entertainer de televiziune din țara asta și... Și uită-te! Ați, așa, ați fost cumva la sala aia despre care am scris eu pe 15cm.ro? Da, am fost la sala aia și să știi că s-a luat. S-a luat? S-a luat. Deci fiți atenți, nu o să vă vină să credeți, dar se va deschide în curând prima sală de sport din lume. Da. Unde se fumează... Se fumează, se fumează. Weed, se cheamă. Nu. Bine, nu în România, în America, dar voi vă dați seama acolo ce... No problem, păi no dar stai problem. Că o să ce facă și la noi. Ne întoarcem imediat la cronicuță. Până atunci, intrați pe da. Site. 15 centimetri. Ești un prost. Yes. Nu cred așa ceva. Vai, ce prost sunt. Atenție mare, Roxana, să nu freci. Fiecare cum se descurcă. O grasă. Băi, sunteți nebuni! Doamne, ce prost! Asta este România, această față tâmpă. Acest... O secundă, vă rog, nu se poate, da, să, ce nu se poate să coboră singure. Bă, băiatul. Da, fetele, lasă fetele, gentlemanule, vină la emisiune, lasă vezi fetele. Vezi că așa s-a avut tensiunea mare dimineață, vrei să le ieșim de aici? Deci avem și noi un mesaj pentru unul din șefii noștri, șeful de panică, a avut tensiune mare și mai vreau o emisiune, adică nu, pe bune. Da, n-a fost cine știe ce, 19-8, da, e, nu, nu, e ok. La antenă 1, show-urile de tip știi și câștigi sunt despre coțohârleală. Coțohârleală, frate. Ioana, pare rău, vreau să spun ceva. Ai lacune foarte mari, stai prost cu incultura generală. Dar asta, imediat, te lămurește buna noastră prietenă, Mirela Băureanu. La noi emisiunea Mirelei Vaida, Cantacuzinoi, Psilanti, Știrbei, Marghiloman se vorbește despre coțohârleală. Sau, mă rog, termenul inventat de ea pentru astfel de lucruri. Fiecare cum se descurcă. Ei ne dă semnalul și noi eliberăm. Deci ei vă dau semnalul că e treabă de coțohârleală. Și
Ei, dați afară, încuiați ușa și pe sistemul cu ușa, dăm drumul la câini, trageți perdeaua să nu-i mai vedeți pe ei și vă vedeți ale voastre. Pentru cei ce nu au înțeles, este vorba de doi căței ce făceau treaba aia rușinoasă. Tot în emisiunea Ce se vrea high-tech, sunt probleme cu tehnologia. Nu scrie? Tu scrie? La Rodica n-a scris. La Rodica n-a scris. Stai că rezolvăm. Domnul Robert, vă rog, asistentul în IT. Dar să știți că tehnica trădează și în alte cazuri. V-am mai spus, s-o fi săturat și Adelu cu brațiile din emisiune. A, la el scria lângă scaun, dar s-a șters dintr-o mică eroare, însă s-a înregistrat la colegii mei, iar tu ai scris sub scaun. Sub scaun și lângă scaun. E același lucru? E același lucru? 10 puncte, Rodica și Van. Tot în emisiunea cu pricina s-a prezentat Giulia împreună cu soțul devotat, colegul Vlad, care e un fel de pont, așa. Copiază de stinge. Giulia și Vlad, hai să vedem la ce vă gândiți voi. Ce vă place să faceți împreună? Auzi că vă și incită. Vacanțe, gătit, motor. Vacanțe... Dar tu de când gătești? Deci nu cred așa ceva. Nu. Au copiat? Cred. Deci n-ai cum de nimeni cu toate trei. Clar. V-am zis că am un glob de cristal. Eu vreau să scriu altceva, ceva, dar... Nu cred, Vlad. Eu vreau să scriu altceva, vreau să scriu mâncat, în fine. Că îmi place să mergem să mâncăm în restaurant de mișto, dar... A, și te-ai gândit doar la mine la gătit, nu? Da. Deci am un șorț mai deosebit și de asta. Din ala... Din mai multe feluri. Vlăduț, te-am prins. Copii! Tragi cu ochiul la nevastă. Hai, mă, că asta nu e rău decât să tragă altul cu ochiul la nevastă. Noroc că mai există și oameni 100% originali în cronică. Exact. Da. Dezbrăcatul gătește, dar nu mănâncă nimeni. La cunoscută emisiune Bomboana de pe Cireașa de pe tort, alt coleg de-al nostru, domnul Dezbrăcatu, a fost luat peste picior de Horia Vârlan. Să vii așa, cu lama, să nu freci, știi, pe, pentru că este proaspăt. Atenție mare, Roxana, să nu freci. Pâinica, înainte de a o tăia, o freci un pic cu usturoi. Uite. Cătălin s-a răzgândit și îi spune Roxanei să o frece. Același bucătar priceput, că doar îl știți, el e șef Dezbrăcatu, pregătește clătite flambate. Sau, mă rog, așa crede el. Ah, Cătălin botezatu, vei mânca până vei muri, la propriu. Ce bine miroase. Roxana a zis-o pe cea mai tare. Ai, ce bine miroase. Mâncarea fiind pregătită, Dezbrăcatu și așteaptă invitații. Săraci, no! Ne pregătim și ne vedem la cină. Hai, unde se văd? La cină? Care cină? Vor să mănânce? Și o să mănânce. Și acum, pentru că este colegul nostru, îl răzbunăm un pic pe Dezbrăcatu, că și Horia o comite. De asta dată, la altă emisiune de cucinăreală. Mama mea gătește mai bine. Hamburgerul, super, care este unul dintre favoritele mele preparate. Dacă hamburgerul este unul dintre favoritele tale preferate, am vrea să știm, dragă Horia, care sunt favoritele tale nepreferate. Ia cu sare și piper. Hamburgerul, super, care este unul dintre favoritele mele preparate. Da, Horica, dacă îmi permiți, ești cam redundant. Ai făcut scrum fraza asta. Scrum! Da, Horica, dacă te auzea Andrei Pleș, unul dintre fanii tăi declarați, păi te-ai tăia pofta de mâncare, se poate așa ceva. Da, și dacă îmi permiteți, eu, în viziunea mea de bucătar, te-am crestat, te-am fezandat și ești numai bun de prăjit și băgat în top, 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 rușinică! Top, 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 rușinică! Domnișoară, domnișoară, ce program aveți diseară? Stau la masă la cerită și cumpun o scrisorică, scrisoare de dor pentru prințișor. Și oriunde mă duc, stau cu tine în gând, prințișorul meu, te visez mereu. Stau și mă gândesc,
Oricât ar părea de ciudat, băiatul ăsta spune: trebuie să câștigăm în Polonia. Și în continuare mai avem de lucrat și trebuie să câștigăm în Polonia dacă mai vrem să mai sperăm la calificare. Și trebuie să câștigăm în Polonia dacă mai vrem să mai sperăm la calificare. Urmează mesajul în poloneză al peluzei Cătălin Hâldan. Și trebuie să câștigăm în Polonia, dacă... La discriminación directa, indirecta, la segregación sur le marche du tramvai. Urmează acum marșul tramvaiului în interpretarea de excepția prim-solistei Lia Ălguța Vasilescu. Sur le marche du tramvai. Păi du-mi acasă, măi tramvai, du-mi acasă, ce mai stai, du-mă la căsuța mea, cu portiță și cișmea. Marș tu tramvai? Păi du-mi acasă, măi tramvai, du-mi acasă, ce mai stai? Sur le marș tu tramvai? Top, 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 vâșinică! Baby, when I see you, I want you, want you, want you. My body, body go crazy, crazy, cause I need you, need you, need you, baby. Body, body go crazy, crazy. Better give me that love. 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 Give me that. I want you, want you, want you. Stați un pic. Șerban, ocupă-te de mine. Dacă mi se face rău în timpul emisiunii, vă rog să filmați tot. Roșculeț, ești de vină că m-ai îmbolnăvit. Mi-ai făcut tensiune mare, le-ai îmbrăcat pe fetele astea în halul ăsta. Cât am, Șerban, nici nu vreau să mă uit. Cât s-a spart ceasul, ai 25 cu 20, ai nebunit. Asta că nu e, am greșit eu. Mă, că e 3 și 10. Bebelușa, Cristina, bebelușa, Alexandra. Și acum să revenim la emisie. Ioana. Da. Lasă-mă, mă, să zic. De la tensiune, e foarte domnule, plăcioasă. Ce face adolescentul român când se plictisește, a? Nu știu ce să facă, nimic deosebit. Chestii legale. Nu. Face chestii cu legale. Cred că de la legale li s-a tras și puțuilor rea din Băiești, care s-au crezut teroriști și erau să devină martiri. Mare e grădina lui Allah, dar multe șaorme s-ar gardă. Spunea bine cine spunea că România e o țară de rahat și avem atentate de rahat. Niște adolescenți din Ploiești s-au jucat de arabii teroriști și au pus pe jar toată poliția din județ. Imaginile filmate de un telespectator observator surprind momentul în care polițiștii reușesc să blocheze mașina în care se aflau cei 5 tineri după o urmărire ca în filme. Autovehiculul cu pricina a fost identificat imediat, interceptat și oprit în trafic, practic a fost blocat cu echipajele auto. Toți cei 5 ocupanți fiind scoși afară din autovehicul, încătușați. Vă dați seama dacă gluma asta macabră se întâmpla într-un stat normal? Acolo falși teroriști, până să demonstreze că pistolul avea capse și erau capsomani, polițiștii și ciuruiau. E un copil care e un vecin al meu, care e cu minte, e respectos cu toată strada. Nu e un copil în care să creeze probleme. Cred că anturajul l-a dus acolo. Da. E foarte un copil cu minte, nu se ceartă cu nimeni. Băi copii,
băgați pistolele în teacă. Băi copii, deci dacă tot vă place să vă jucați periculos, bă, nu mergeți voi în Ghencea, de exemplu, și să strigați așa cu poftă, hai Dinamo! Sau mai bine, hai! Mergeți în vistă în Corea de Nord și cântați imnul american. Bine, bine, mergeți, dar faceți asta pe barba voastră, da? Exact cum a făcut Bendeac când s-a băgat la Ai Umor pe barba lui. Să vezi aici terorism, frățică. La emisiunea Ai Umor s-a prezentat un frizer din Iași care a tuns o gorilă cu perucă. Bă, dacă omul ăsta venea cu o maimuță vie care s-a așezat pe scaun să fie tunsă și în timp ce stătea pe scaun mânca banane și ăla tundea maimuța, bă, eu apreciam la maxim. Dar cum să vii, bă, cu o butaforie infectă? Deci mi-a rămas mintea în loc. De fapt, frizerul a venit la Ai Umor din alte motive. Atras de barba lui Bendeac, care mulți clienți duși din ăștia în Iași, care și-ar dori să arate ca starul de la Npuii Mei. Ești un om foarte cunoscut în Iași și foarte multă lume le place barba ta și vreau să spun că vine foarte multă lume și execut modelul tău de barbă. Păi cum, adică vine omul și spune Bendeac, pe bune? Sigur. Doamne, da, deci, băi, serios, deci ăsta a fost numărul? Yes. Apropo de Bendeac, producătorii Ai Umor aduc din când în când niște ciudați de pe alte meleaguri pe care îi vâră în show. Nu face excepție o balerină din Canada venită să-și unduiască urdorile în emisiunea cu pricina. După așa un spectacol scârbos, Bendeac a rămas prost. Bă, da, prost, da, prost rău. Doamne, ce prost. Doamne, ce prost. Nu sunt în stare să spun aceste femei. Mi-a plăcut foarte mult ce a făcut. De ce e într-o stare de șoc? It was great. Vai, ce prost sunt, mi-am făcut cara de râs. Vai, dar ce tot ești. Când vine un concurent internațional, noi aici reprezentăm țara. Deci închipeți că nu, eu mă reprezint pe mine, că nici România nu mă reprezintă pe mine. Chestia asta. Uite-te cum se uită femeia asta la mine. Deci, afară. Ea nu înțelege de ce ne mirăm. Femeia... Adică eu nu m-am mirat, mie mi-a plăcut. Dar nu înțelegeți ce se miră toată lumea. Se uită la mine. Deci femeia asta se uită la mine acum și vede România. Asta este România. Această față tâmpă. Acest prost. Spre deosebire de Bendeac, Chelu spune exact ce gândește. Numărul a fost scârbos, iar balerina adusă de producători de peste mări și țări i-a provocat silă. Dacă vine o balerină care dansează superb și la final ratează 2-3 mișcări, nu și-a nota 9, dar nu, vine o grasă, e de 10, tare. Să mergă mai departe. De ce? Cum că e grasă, are curaj. Și tot Chelu face o scurtă istorie a stilului burlesc în nota caracteristică. Cine a inventat termenul de burlesc? O grasă. Unde? Într-un... pub de ăsta de peste ocean în care erau numai grase. Ca să dansăm și noi trebuie să inventăm termenul de burlesc. Cum adică? Nu e striptease, e burlesc. Cum? În seara asta mergem să vedem țâțe și buci la striptease sau mergem la burlesc să vedem burt și guși? Bine, Chelu! De fapt, burlescul este grotesc! Hai mă, că sunteți rei acum. Doamne, avea așa niște forme mai... bogate, reținea apă. Grotești! Mai bogate, zici? Da. Păi doamna avea forme să dea la toată echipa cronicii și tot îi mai rămânea de-o pifnie și o oală cu 150 de sarmale. Bă, eu unul aș fi trimis-o la șef la cuțite. Hai mă, pe bune, să mai mănânce! Nu, frate, să fie gătită, că și așa era cu oală, să fie gătită! N-am înțeles niciodată cum la aceeași televiziune pot exista emisiuni ca Ai Umor, dar și emisiuni senzaționale ca Șef la cuțite. Aici, șef Florin Dumitrescu are o problemă cu gângăniile încă din copilărie. Atât le-a trebuit colegilor să afle. I-au pus gângănii peste tot. Bă, sunteți nebuni? A mai apărut o ligioană. Capul meu. Of, ce chip. Bate palma aici, faci pariu că nu-i picutare. Dracu nebun, băgam ea și picioarele să-mi bag. Nu-mi lua cu ea. Trebuie să nu vadă Florin ce-am făcut. Ce-i, mă? Dă-te, dracu, am grasele, mă, nu cred. La șef s-a prezentat cu niște olezi și colțunase o chinezoică din Timișoala. Dușă-ți o muciți, o nășă. Uite, mă, băi, nebun. Ca și că nu-i româncăm. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Cum vă numiți? Zuhaisea. Cum? Zu? Z-H-U. Zu. 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 Și Haisea. Ah, ok. Mai bine Haisea. De câți ani ești la noi în țară?
55. Nu, nu. De câți ani ești în România? 27 de ani. Wow! Iar tu ai 55? Da. Serios? Da. Ce mono. Dar ce mănânci de te păstrezi așa tânără? Oleză. Adevărul e că la cum arată și șef Dumitrescu a trebuit să mănânce vreo 2 tone de orez, pentru că el are doar 27 de anișori. Tot la șef, ca să fie show-ul complet, a venit și un tătar hâtru din Constanța. Bună seara, domnule! Nu cred, mă, așa ceva! Bună seara, bună seara! Ai, mă! Eu am crezut în prima fază că e vreo fostă colegă, da? Pervin, mă numesc. Pervin. După inscripția găsită la Sarmizegetuza, Decebalus per Scoliro, Decebal fiul lui Scorilo, Pervin fiul vinului. Și ca balul să fie complet, tătarul bucătar a adus și un tătar cântăcios. Ia uite, a venit și cu cobzarul. Așa. Este unchiul nostru, Nean Degeadin, din satul Hagieni. Ia. Vin tătaire! Dacă au mâncare, să vină! Dacă nu, otrăvim fântânile și pârjolim ogoarele. În urmă cu câteva sute de ani făcea aici legea Hoarda de Aur din Crimea, frate. Acum e Coarda de Aur la putere. Hai să lăsăm coardele, stăm un smartphone, vă rog, vă rog. Doamnelor și domnilor, dacă dumneavoastră urmăriți săptămânal emisiunea noastră, să observați că dumneavoastră noi punem la bătaie niște chestii foarte interesante. Vreau să astăzi să dăm premiu un Viper V2. Cel care a trimis sau cel care a trimis pe www.cricotace.ro bâlbe, subiecte și idei pentru emisiune. Un Viper V2i. Dar mi-a spus șofariu următoarea chestie. Citește de pe foaie că te sparg. Citește de pe foaie. Transformă cele mai frumoase clipe în imagini, încărcare de emoție. El a încercat. Celor două camere foto. Tu citești în continuare. Cu un Viper V2. Dar, Narcisa, doar o atingere și telefonul tău știe rapid ce-și dorești. Mai zi. Funcția Double Click Wake Smart Vibration Remind Smart Break Screen, you know? Am văzut o familie de cimpanzi. Ai zis, vii cu un pârț? N-am inventat eu modelurile. Da, să vezi cum miroase. Pârțurile domnului Andronic. De ce să nu avem niște trabuce? Da, mă placă vă mai mult. Când cu guma tervina. Hai că a început bine. Ne răsună Bucovina. Bravo, bravo. Ai cu piele de găină. Tell me what you're thinking. Always overthinking. I just wanna love you. I got you. So guarded, let's finish what we started. It's all I ever wanted. Cause I got you. I got you. Băi, mi-a plăcut. Dezbro a făcut poze. Ioana aici de față a spus că e ok, de că ea știe, a făcut mie și parcă... a... Da, știam și eu, care mișcare știi și eu? Vrei să dansezi burlesc? Da, am fizic de burlesc sau mă, ce? Mă, nu, dar poți să spui o burtă, o bușe, îți dau eu. Te las pe tine. O întrebare, apropo, publicul și telespect, nu sunteți de acord ca Ioana, colega noastră de acum încolo, să se tundă cu coc? Să mă tund să cu se coc? Tundă cu coc, atenție! Pe... cocoană, așa. De cocoană, da. De cocoană. Revenim în emisiune. Bianca Dăgășanu se laudă, frate. Măi, să fie dat cu ce? Cu diplomele ei. Cu cărțile citite. Cu IQ-ul mult peste medie, bă. Asta ce e? Una dintre fanteziile lui Victor Slav. În realitate, doamnelor și domnilor, Bianca se laudă cu singurul lucru mare pe care îl deține. Laba! Oameni buni! Are o labă mai mare ca a mea, 41! Ieti, vin, o să ții nevasta de aici. Leabă. Leabă cu ceapă, da. La Antena 2, cunoscuta Bianca Drăgușanu se laudă cu pantofii ei, evident, foarte scumpi.
în pantofi investesc. Ăștia au fost și ăștia foarte mult. Pantofii trebuie, sunt întotdeauna de firmă pentru că eu port 41 și sunt obligată oarecum să-mi cumpăr pantofi care costă mult pentru că nu găsesc mărimea mea cam pe niciunde. Gențile la fel cheltui foarte mult pe ele. Ei, uitați-vă la cucoana asta cum vrea cu orice preț să ne demonstreze că e o scumpă. Bianca, oricât ai strădui să știi că imaginea noastră despre tine a fost formată cu mult timp în urmă când ai venit în emisiunea lui Mircea Radu Bre să te împaci cu fostul iubit Mardeiaș. Cam așa arăta prețioasa, oameni buni. Nu știm ce pantofi și ce genți avea atunci, dar cu siguranță era mai normală decât imaginea pe care o prezintă astăzi. Tot Bianca Drăgușanu inventează un cuvânt. Încerc să nu copiez pe nimeni, e foarte greu, că n-am inventat eu modelurile la tort. Modelurile la tort. Dragă Bianca, de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. Dacă te-ai fi ținut de școală și nu de aparență, ai fi învățat că modelele de tort sunt varianta optimă pentru această sintagmă. Am inventat eu modelurile la tort. Rămânem în trust și trecem la Antena 3, unde Oana Stancu se pregătește să muște din subiectul zilei. Așa, Oana, așa, firea, firea, Oana, fă-ți încălzire, fă-ți, șopă-i, Oana. Tot la Antena 3, Mugur Ciufulică vorbește licențios, că așa e felul. Aici cu sistemul sunteți pe același ton cu pârțurile domnului Andronic și nu sunt... Mă uit la caurile astea. Domnul Ciufulică, să știți că nici flatulațiile dumneavoastră televizate nu sunt deosebite de pârțurile lui Andronic. Și am preferat să folosiți cuvântul neoș bășină, că sună mai bine. Tu ca mare maestru al presei, vii cu un pârț, după care trebuie să vină ăia pârțuiți de tine să-ți dezmintă pârțurile. Pentru că anumiți oameni, dacă sunt serioși, poate să te lase în maestria ta cu pârțurile tale. Mai e ciufică, dar ești tare ciufut, dar ce ciufut? Ești ciufutul ciufuților. Așa că eu nu înțeleg o treabă. De când e atât de sensibil la pârțuri? Adică n-ar trebui să fie imun de la cât a pupat patronul în dos? Băi, pârțurile patronului miros întotdeauna parfum. A mosc, a lemn de santal, a tabuci. Vă prezentăm acum cea mai bună emisiune a Antenei 1. Punct. La Răzvan și Dani Show, bucătarul Vlăduț are o scăpare. Ce să fie? Sunt niște trabuce. Păi dacă este vorba de o prăjitură care se numește Gentleman. Gentleman. De ce să nu avem niște trabuce? Dar acestea sunt din ciocolată. Dragă Vlăduț, noi știm că-ți place cum sună trabuce, dar corect se spune trabucuri. Ce să fie? Sunt niște trabuce. Păi dacă este vorba de o prăjitură care se numește Gentleman. Gentleman. De ce să nu avem niște trabuce? Dar acestea sunt din ciocolată. Tot la Băieți Dis de dimineață aflăm cum și-a găsit Răzvan rudele îndepărtate la grădina zoologică. Am văzut o familie de cimpanzi. Ai zis că mi s-a părut că e familia mea. Pentru că masculul era născut în anul în care e născut tata. Da. Femela în anul în care e născută mama. Du-te. Și el era în anul în care sunt născut. Du-te, bă, de dată, cu tot cu aprilie, cu nu știu ce. Și suntem foarte aproape, comportamental. Deci, practic, ți-ai găsit omologii în lumea primatelor. Asta dacă nu consider că cineva a suflat peste pământ și a apărut om. Și dintr-o coastă a ieșit, dacă nu ești din categoria. Da, și cât timp Răzvan se holba la omologul lui din lumea primatelor, Dani ne spune ce gândea cimpanzeul privindu-l pe Răzvan. Îți imaginezi la ce se gândea el? Cine el? El, cu degetele copozabilul cu ăsta de născut în 80. Se uita prin geam și zicea, uite ce maimuțoi au ăștia aici. De ce nu l-or fi adus tocmai mie? Parcă aș fi eu, zicea el mai mult. Parcă aș fi eu. Stă toată ziua degeaba la neața și nu face nimic. Uite, eu pot să iau floricica asta cu două degete, el nu poate. Eu pot să iau pietricele astea, el nu poate. Ia mai pleacă, bă, maimuțoile. Și-a zis el ție. Tot Dani a dat de belea. A băut o afrodisiacă și acum vrea să ascundă urmările. Nu credeți toate prostiile pe care le vedeți? Adică da, am băut băutura afrodisiacă cu cobra. Ce gust are, ce gust are? Aoleo, dar să vezi cum miroase. Ne, dar nu e niciun efect, că nu... Sau să nu credeți că... Nu, no, mai nu, nici japonezi ăștia. Dă-mi și mie două cărți din spate. Ei, lasă, Dănuț, nu trebuie să te îngrijorezi prea tare, că noi la școală am învățat că înmulțirea cu zero dă tot zero. Și la final avem un invitat care a ajuns pentru a 1000-a oară în emisiune. Doar i-a remarcat cineva invenția și o să pregătească bani grei pentru ea. Până atunci, singurii utilizatori sunt băieții veseli. Cântă cucuma tărvina, de răsună Bucovina. Bravo, bravo.
Cântă cucul, bată lăvina, de răsună Bucovina. Eu cânt mai jos. Și aici, da. Bine, băieți! După microfonul care cântă, așteptăm frigiderul care încălzește, cuptorul care frământă și, de ce nu, vibratorul care gem. Ai grijă cu idei astfel de idei, drăguțule coleg. Aha. Oricum, băieții, ce bine că nu sunteți cântăreți, că v-ați fi făcut de râs. Corect, așa, dar ne faceți să râdem. Da, Ioana, tu să taci din gură, taci din gură, nu cânta, nu. E timpul pentru o rubrică serioasă. Și să vină acum Alexa, oh! Cu rubrica ei, da. Ți-ți place, nu? Trăim într-o lume în care putea spune că informațiile circulă cu viteza luminii și tot ce vrei să știi este doar la un click distanță. Rămâne să vedem, deci, câte din informațiile acumulate de-a lungul timpului vor ieși sau nu la iveală de îndată, ce vă vom supune la test. Să-mi spui, te rog frumos, dacă știi ce trupă cântă melodia Dăm nopțile înapoi. Dăm nopțile înapoi și zilele cu soare. Dăm nopțile înapoi și zilele se mine. Nu sunt la mine nopțile. Pe aia cu zilele al lui Adrian, dacă vreți. Care Adrian? Nu? Cum care Adrian? Minune. Nu știu, că n-ascult. Vank. Nu știu, n-ai auzit, nu? Nu. E Nandi? Nu știu. Îți sună cunoscut, nu? Da, dar nu știu trupa. Asia? Cât că Asia. Cum se numește o persoană care folosește cu aceeași îndemânare ambele mâini? Paolo, nu știu asta. Dibaci. Vino unul lângă mine, mă. Hai și tu. Hai, mă, și tu. Poate nu știu eu, răspundem amândoi. Venim noi lângă tine. Îndemânatic. Nu știu. Ambidextru. Bidextru. Ambidex. Ambidextru. Care este cea mai fierbinte planetă din sistemul nostru solar? Mercur. Venus. Mercur sau Venus? Cred că Mercur. De ce? Pentru că e cea mai apropiată de soare. Mercur? Nu e Mercur. Nu știu. Cred că Marte. Nu știu. Dacă se scop o stie, nu știu. Habar n-am. Mercur? Da, Mercur, Venus și Pământ. Da, Mercur. Soarele. Soarele astea, da. Habar n-am. Nu știu. Marte? Habar n-am. Nu știu care e. Marte? Habar n-am. Nu știu. Soarele. Soarele ce e? Da, este cea mai mare stea, să spun des. Da. Hai că știu. Mă simt foarte prost că nu știu. Mercur. Deci am un lapsus imens. Nu 100%, dar Mercur. Cred. Marte. Fierbinte. Nu, că e roșie. Mercur. Cred că Marte. Sunt trei planete înainte. Noi suntem a treia planetă de la Soare. Mercur, da. Saturn, ăsta e departe. Nu, Pluto. Asta e departe. Marte iarăși e departe. Marte, Venus e departe. Dacă tocmai ai spus-o. Ai zis. N-am zis, ce-am zis? Saturn, Venus, le-am zis pe toate. Venus? Da. Venus. Venus? Cum se numește începutul universului? A cuvântului univers? Când a început universul? Nu știu, mă gândeam la religios, ceva legat de Hristos, nu știu. Alfa și sfârșitul Omega. Sfârșit știu. Începutul stă pe limbă, dar nu știu exact. Începutul universului? Vai, mamă, ce întrebări super mișto. Ce întrebări pune, doamne, cred. Poate că știu și să nu zic o prostie, mai bine tac. Eram sigur că o să mă fac de râs, dar hai stai așa. Doamne, nu vorbiți cu un țăran, vorbiți cu un șofer din pătiri. Păi a apărut prin Big Bang, nu? Adică, da. Explozie, nebunie. Când a apărut în universului, Big Bang? Big Bang e o teorie, nu e un termen științific neapărat. Da. E un termen generic. E ok? E ok! Yeah. Alexandra și Cristina! Aplauze! Mai mult de atât trebuie să mă fac public adresele pagine. Deci ia, tu ai... Ia public, zic. Eu am bebelușa Cristina. Eu am condus că ești dezbrăcat cu tu. Mi-a dislocat umărul. Tu?
Ioana Petric. Șervan Huidu și? Bebeluș Alexandra. Bebeluș și Alexandra, ne găsiți pe Facebook. Bine! Bine! Mulțumesc pentru reclamă, dar fără nicio legătură cu asta. Mi se pare mie să parcă arăți așa mai bine, mai tânăr, mai riduri, buzele mai pline. Cine e? Eu ți se pare, Ioana? Da. Mă uită la fața no? ta și ești neted ca Bianca Dăgușanu. Te botoxa, nebună mică, zi sincer. Nu, nici vorbă, de la cremă mi se trage Șerban. De la ce mă? La cremă? Cremă de zahăr ars, am mars-o pe toată și mi-am lipit-o pe față. Expo Beauty... Sigur, să trăiți. Expo Beauty 2017, am venit lângă cele mai frumoase femei, pentru că femeia este un fenomen în această seară. Vă pup și vă invit să vedeți arta frumuseții din România. Hai să mergem. Scumpă doamnă, să nu deschideți ochii pentru că aveți lipit aici. Vreau să vă spun că aveți un cadou din partea mea. Pe lângă liposupția care o să vi se facă la ora 2, pe lângă extensia de gene cu exfolierea sprâncenelor, aveți o reducere de 45% pentru faptul că stați liniștită, dormiți de 2 ore fără niciun fel de problemă. Vă convine? Da, da. Ce miroase în halul pentru ăsta? Pentru că uitați-vă și noastră cum stăm aici miros, pentru că se lucrează cu la unghii. Doamne, deci mă iau o amețeală și o și pe mine. Cap. Facem o poză. Miroase acrilică. Da, 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 așa este. Eu dacă aș fi femeie să stau mirosul ăsta o dată pe săptămână să mă să-mi fac unghiile? Așa pățim noi, din cauza bărbaților, vă dați seama? Aia, da, și când ne zgâriați. În atenția tuturor celor care au restaurante și cu mese goale. Bă, frate, dacă nu aveți mâncare bună sau bucătar bun care să facă mâncare bună, închiriați, frate, spațiu să vină doamnele să-și facă unghiile. Am avut o problemă, mi-am dat cu ciocanul în deget și mi-a căzut unghia. Da. Îmi puteți da o unghie să... Un tips? Sigur. Un cela? Un tips. Un tips. Da, face colega. Ce? Una nouă, unghie nouă. Mincioasă, nu, dar e de la degetul ăla de la picior mare și zici că e cartof, nu e? Maestre, zi-mi cum e cu barbă. Mai cald. Nu, serios. Nu, cu barbă e foarte bine. Nu știu, te simți mai altfel. Dar ea se simte altfel? Mult mai bine. Dacă ți-ai ce vrea să spun. La cât timp te tunzi? 2 săptămâni. La săptămână? Și la săptămână, dar mai mult la 2 săptămâni. Ce faci cu mâinile? Gata, hai, te rog, vino. Dumneavoastră, din privire, aveți acel ceva pe care bărbatul de rând, bărbatul modest, îl descoperă chiar și când merge să cumpărați pâine. Este privirea dumneavoastră normală sau faceți ceva... Nu, este privirea mea normală. Și nu e așa că vi se spune mereu ceea ce v-am spus eu acum? Da. Că? Sunt drăguță. Și focoasă. Vreau să vă spun un secret, să trăiți. Să trăiți. Ei nu mai au ce să facă, dar încearcă cumva să... Încercați să-l ajutați să-i... Să... Să mă facă și pe mine frumos, da, într-adevăr. Da, nu, sincer, eu așa, nu mai are ce să vă încerc. Fac, dar hai că poate o rezolvăm, da? Absolut. De unde roșiața asta în păr? Nu știu. Genă? Probabil. Mama, tata, străin? În niciun caz, poștașul. Pa, la câta sticlă sunteți? Nu, la noi în salon, așa o să fie mereu, să-l deschidem pe 10. O să fie un nou concept cu petreceri house în fiecare weekend. În salon. Cu băutură, protocol din partea casei. Nu contează distracție și voie bună. După 2 tunsori faci și roză. Cei doi, mai ales el, pe nume? Cătălin Ciobanu. Cătălin Ciobanu, Cătălin Dezbrăcatu, e live pe Facebook. De ziua lui. Și toată gașca de aici, salutare! Salutare, o zi bună! Hai să-i filmăm, să-i facem de râs pe cei doi. Ciprian, Ciprian și Cătălin. Și Dezbrăcatu. Aplauze pentru cei 3 mușchetari! Povestea ei, venită din castel, coborâtă din anul 1872. A ajuns la salonul de frumusețe pentru... Un stil explodat. Foarte explodat. Țărâna, îți mulțumim. Îmi pare atât de rău ce am auzit, dar să știți că o să fie bine, am vorbit. Da, am siguranță. Dat 500 la asistentă. Da. Am dat 10 euro la importar. Deci puteți ieși oricând. Poate ieși oricând. Doctorul a zis luni că o să vină, că a fost de gardă azi noapte. Așa. Și o să intrați în operație după ce-i dați plicul cu toată suma. Cu siguranță, că altfel nu se poate. Și mare operație nu e, pentru că am înțeles că o să vă taie crainicul aici, vă dă la o parte, adică pune și ea... Și pune și ea ce e nevoie, nu? Și ea și băia lasă...
mai îmi și lasă ceva? Da, o să vă las. Îmi lasă, da. Nu? A, ok. Așa e, la noi, la spital din România, totul e... Ok. Repădre. Așa este, doamnă, o să simțiți o transpirație, o căldură. Haideți să încerci. Da. Vrei să ce încerci? Este? Este un dispozitiv revoluționar de îngrijire a feței. Da. Recomandat în principiu femeilor, dar pentru tine o să facem o excepție. Te rog, ce trebuie să fac? Să-ți dai puțin ochelarii jos. Wow. Și o să încercăm dispozitivul și pe tine, da? Gata? Gata. Nu te simți mai revigorat acum? Cum? Mai revigorat? Am înțeles că peste 50% din cantitatea de ruj de pe pământ este mâncată de bărbați. Și acum m-am gândit, cum dracu, dacă mă pup cu cineva cu ruj de ăsta cu stripici, nu o să iasă cu stripici? Aia era. Depinde cât de intens e sărutul. A, e și pasională. Bravo. Ce e asta? A, du-te ruj. Și dă-te acolo. Da, și dacă te pup? O să strălucești mai rău. Nici dacă ne pup, nu se ia. Vrei să te pup? Eu mă să te pup. A, auzi vorbă, poți să mă pup. Băi, frate. Lângă floare, că sper că cu ea o să plec. Mi-a părut bine și ne vedem săptămâna viitoare. Să știți că româncele sunt cele mai frumoase, dar știu, zic așa. Și am și animație. Vă pup la revedere. Asta nu se fumează, nu se mănâncă. Mi-a făcut plăcere, ne vedem. N-am luat nimic, frate. Mă duc încolo, poate mai îmi dă un ruș ceva. Can't touch this. You can't touch this. Can't touch this. Uite, can't touch this. Minunat, să știți da. Că mi-am botoxat și eu ceva. E ce? Cum ce? Burta. Pomeții, frunt. Burta, Iona, burta. Mi-am botoxat-o și uite ce... Trebuia să stea întinsă, nu să auzi, da, stau inflamat, cred că n-a reușit. Înțeleg de ce ești tu așa frumos. Da, da, da. Chiar da. Ești frumos, frumos, talentat e, ca ciocărdel. Vorbește frumos. Cea mai bună emisiune de televiziune a momentului este produsă de ProTV. Românii au talent, ne prilejuiesc o întâlnire cu un talent neremarcat în edițiile precedente. Nu merge microfonul. Hai că a început bine, e și pe beatbox. Cel mai prost beatbox pe care l-am auzit. Nu-l întrerupeți. Nu. Să vedem toate trei talente. Petrică? Petrică, treci la următoarele. Ce-a fost asta? Scuză-mă că... Beatbox. Nu cred. Beatbox mai electronic, așa. Nu te cred. După domnul Ciucardel, în emisiune a venit un pictor care pictează în vin. După ce a pictat, tablourile lui au fost însușite de jurați. Mihaela ar vrea unul mai special. Le iau eu pe toate, lăsați. Nu le iau pe toate, vreau și eu calul. Balerina o primesc eu dacă mi-o dați, să știți. Da. Și atunci vreau și un nud, vreau un nud. Că m-a crescut fiind Florine și trebuie să-i pun ceva. Că are 12 ani și o să-i trebuiască. Atâta sinceritate n-am mai văzut. La final avem un alt concurent, ce de data asta s-a prezentat mai bine decât în alte sezoane. Cu ce s-a prezentat? Cu un hip-hop unguresc. Doamnelor și domnilor. Opa, e română până acum. Data trecută a fost în ungurești. Pergo fecke stelle me sobe mimiti kör de mi sa se va me zotte de mi su mi super e da ma sa ho da tu zano super tecnica no per me fai a chiusa di cam disco ce dice vorbește prea repede se che ten che mi sho se che te get che se ti sho cosa te sho je si per me che te sho che de se o tipo po hot fuke se es per go nevi povero caro fecke stelle me yo i donna rossi i donni lor il avemo aici pe Baci, Kegeș, Codruț, alias Dezbrăcatu, care va cânta oricum de hip-hop în Magaroza. Ia, uite! Bună seara, bună seara! Zici ceva așa de încălzire. Lofos o shake mega, be. Robi, dă drumul la muzică, Robi, ia! Micri, 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 Timocola, vicino al soffermo la calestecca. Oh, ah, micro loco, cioccolo con peccata. Ai di micrito, mecca, omo, mecca, lo. Ciò, cacca, lei, figli di volontà, mecca, tra.
dans aici, ai nebunit? Mie îmi place la el tare mult. A fost frumos, Bacchete și... Ma, cel mai ungur dintre bulgari, cel mai roman dintre unguri. Aplauze, vă rog eu! Tulai, niște ne-am foarte mult plăcut la tine, foarte talentat tu la tine. Ai nevoie de descântec să nu se prindă de tine. Rău. După ce l-am văzut pe Codruț Chegeș, alias Dezbrăcatul, cântând hip-hop, cred că trebuie să-i facem un descântec așa cum a primit Smiley. Să ducă spaima de la Andrei adânc, adânc în pământ. Să rămâi Andrei curat și luminat, cum Michael a făcut și Dumnezeu Sfântul Lăsat. Să ducă spaima adâncă în pământ, cu apa. Să rămâi Andrei curat și luminat, cum Michael a făcut și Dumnezeu Sfântul Lăsat. Să ducă spaima de la dânsul adânc, adânc în pământ. Să rămâi curat și luminat, cum Michael a făcut și Dumnezeu Sfântul Lăsat. E clar, sezonul următor se însoară. De ce? Pentru că e curat. Jurata Andra revine la obsesia ei. Pielea de găină. Ai nu zău. Dar alte cuvinte nu găsești? O să le iau în brațe. Ai cu piele de găină. Ai cu piele de găină. După Andra cu pielea ei de găină, la România au talent se prezintă un cor extrem de serios. Dar și corul ăsta îi face Andrei pielea de găină. Trebuie să stăm și noi la fel de serioși ca să știu cum facem. Nu pot să spun că este seriozitate, este, cum să vă spun, un fel de disciplină. Atunci facem așa, vă ascultăm și poate după ce cântați, vă mai liniștiți și vedem și un zâmbet pe fața voastră. Mulțumim. Foarte okay? Mulțumim. Mulțumim. Mulțumesc frumos. Să cânte, frate. M-am simțit că la o nuntă oltenească. Nu, la nuntă oltenească face așa. Dar știu și eu cum e la o nuntă de asta, pentru că toată lumea cântă, vorbește kiwi și nu ascultă nimeni pe nimeni. Așa. Și ce nu v-a plăcut? Mi-a plăcut maxim. Am cântat, am dansat cu ei, m-am simțit bine și puteam, am luat o durere de cap. Am obosit, bine, nu sunt obișnuită, la noi în Ardea nu se face asta. La voi, la voi. Dacă e musai, exact. Am zis prea tare, Chiu, vă rog să mă scuzați, vecine Iona. No, nu-i, bai, dragul mami, stai liniștit, e ok. Liniștit stau, da. Alo, regie, are careva o aspirină pentru Iona? N-are? Bine, atunci facem o pauză, revenim imediat. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Piesa, am observat că este noua obsesie din club, de la radio, de peste tot, de pe planetă. Da. Bună și extraterestri, băi, ascultă mai această piesă. Dihemela Radio, sau Dihemela Radio, da. Aplauze pentru Robert Georgescu, compozitorul acestei piese. Bine, Robert! Este producătorul general al domnului Luigi Fonsi, cel care cântă piesa asta și o să vină chiar la noi în emisiune într-o zi. Fonsi, da, exact. Te pupăm, Fonsi. Dacă e Mercuri, este Cronica. E voie bune, gălgie, Zaia Fet. Dacă e Zaia Fet, aflăm lucruri la care în mod obișnuit nu ne-am fi gândit să ne pici cu ceară. Deci astăzi o să aflăm lucruri total inedite despre femei. Bă, dar ce mâini rece are colega noastră. Deci cred că urmează ceva rău pentru că sunteți foarte drăguți și voi de obicei nu sunteți așa. Păi lipsă de calcă. Cred că ați zis ceva rău de femei, hm? Fraților, din moment ce săptămâna trecută am vorbit despre bărbați, astăzi vom discuta despre femei. Știți voi, niște bărbați mici și parfumați. Uite 15 lucruri esențiale despre femei. You'll never have the sacred stone. Oh, this new crazy mother... Pe locul 1. În medie, femeile folosesc aproximativ 20.000 de cuvinte pe zi, cu 13.000 mai multe decât bărbații. Cele 13.000 de cuvinte în plus sunt, în general, doar o critică constructivă a celor 7.000 de cuvinte pe care le scoatem noi pe gură. 2. Femeile din Roma antică se ungeau cu transpirația gladiatorilor pentru a se înfrumuseța. Cel puțin asta le spuneau bărbaților când ajungeau acasă mirosind a gladiator. 3. În medie, o femeie deține 19 perechi de pantofi, dar poartă doar 7. Întâmplător, bărbații dețin 19 perechi de chiloți, dar poartă doar una.
4. O femeie pierde în medie un an din viață hotărându-se cu ce să se îmbrace. Un an irosit din punctul meu de vedere. În timpul ăsta ar fi putut să mai spună 7.300.000 de cuvinte. Hashtag critică constructivă. 5. Femeile plâng în medie de 50 de ori pe an, bărbații de 10. Asta pentru că fotbalul nu e trist, dar horoscopul este. 6. Femeile au mai multe papile gustative decât bărbații. Se pare că limba femeilor e mai specială din toate punctele de vedere. 7. Doar 2% dintre femei se consideră frumoase. În același timp, femeile susțin că 80% dintre bărbați nu sunt atrăgători. Deci putem spune că standardele sunt înalte pe toate părțile. Hashtag pe toate părțile. 8. La nivel mondial, femeile câștigă 18 triliarde de dolari, dar cheltuie 28 de triliarde de dolari, majoritatea pe pantofi pe care nu-i poartă. 9. Se poate determina sexul unei persoane pe baza amprentei acesteia. Nu știu exact cum, dar presupun că o miroși. Dacă e parfumată, e femeie. Dacă miroase a pizza, e bărbat. 10. Conform unui studiu recent, în medie, o femeie petrece 17 ani din viață ținând dietă. Am vrea și noi, dar n-are sens. Oricum, 80% dintre noi suntem urâți cu spume. 11. Aproximativ 2% dintre femei se nasc cu 3 sfârcuri. Păcat că avem doar 2 mâini. 12. În medie, o femeie mănâncă între 2 și 3 kg de ruj pe parcursul vieții. Panică, n-au trecut caloriile pe ruj. 13. Femeilor le bate inima mai repede, o fi de la rujul ăla. 14. Femeile au mai multe coșmaruri, poate de-aia le bate inima așa de repede. Și 15. În Rusia sunt cu 9 milioane mai multe femei decât bărbați. Unele dintre ele pot fi luate pe comandă de pe site-uri de mirese. Hashtag true story. Cam atât pentru astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare. Pa, pa! Mulțumim, Horia Sânghi! Lucruri pe care colega noastră nu le acceptă, mă rog, a comentat unele. Da, lasă că ne întâlnim noi, Horia. Dar sunt lucruri pe care nici tu nu le-ai aflat despre femei. A, uite, aici avem o distinsă și deloc destinsă domnșoară care îi transmite ex-ului. Te-am avut și te-am pierdut. Trăiește momentul. Mai fără liniuță avut și nu mai vrut. Săracă, n-a vrut-o. N-a vrut-o. N-a vrut-o. Păi normal că n-a vrut-o. La ce gramatică sublimă a folosit acolo. Dar în fine, oare n-a vrut-o ca să o curuțe de suferință? S-o curuțe de suferință. Da, 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 da. Dacă îmi permiteți, doamne, domn și domnișoare, suntem tot pe Facebook și vă arăt o domnișoară însetată care ne spune așa. În tot dea una, când e cald afară, merge un cola rece cu gheață. Cu gheață? Cu gheață. Cu gheață, un bere ai încercat sau un vodka? Poate beată reușești să scrii mai bine în limba română. Ai văzut? Da, pe când credeați că am văzut tot? Țineți-vă bine pentru ce urmează. Canela Canelita. Mamă! Ole, ne ole. Spune chiar așa. Acum înțeleg de ce guvernul nu mărește salariile, reformează spitalele, dar bine că știu să pună ventilatoare la vaci pe câmp. Să vă fie rușine! Deci așa e, Canela, să le fie rușine! Folosesc banii total, aiurea, pune o liene pentru vaci? Și încă ceva, dacă îmi permiteți, vorba ministrului actual al agriculturii, marele ministru, da? De-a. În cazul în care ai văzut niște pompe pe câmp, măi, să știi că nu sunt dușuri pentru vaci, sunt sisteme de irigație care vor fi angrenate în sistemul național, da, de irigație. Da, asta e pe bune cu ventilatoarele pe... Băi, nu știu dacă e pe bune, da, așa pare. Mă rog. Așa, e bine de știut asta cu pompele pe, da, apă. Pe... Hai să dăm și noi un smartphone pe spate. Băi, cum să dai pe spate un smartphone care se numește V2 Viper? Mă doare gâtul și cel care va câștiga trebuie să-mi cumpere niște pastile pentru gât, pentru că am țipat. Vreau să vă spun așa, yes, pentru că colegul nostru șofariu a spus, citește de pe foaie că te sparg. Așa. Viper V2i este un smartphone dual SIM echipat cu procesor quad-core 1.3 GHz cu 1 GB de RAM. Ce tu vreau? Zi acolo, tu zi acolo. Camera principală BSI de 5 megapixeli. Stanciu Sergiu!
ne-ai trimis bâlbuțe, subiecte, la cricotașii.ro sau te-ai uitat pe pagina noastră de Facebook, ai câștigat un Viper V2i. Sergiu, cu acest Viper V2i poți surprinde grandoarea imaginilor panoramice sau te poți concentra asupra detaliilor pe care să le corectezi. Nimeni nu citește cum citești sau nu vrei să le corectezi. Pentru săptămâna aceasta s-a încheiat emisiunea. Până în săptămâna viitoare, nu uitați, sunteți ceea ce priviți. Și citiți. Mihaela Boreanu. Mirela. Mihaela. Mihaela. Uite, ăla mă filmează. Au avut... Acest material îl veți vedea după ce ați văzut cronica. Da. Și noi va trebui să ne comportăm după. Du-te, bă, de aici. Salut, Culaie. La mulți ani. La mulți ani, Culaie! Băi, aplauze, că am văzut lui, aplauze! Culaie! Culaie! Este o freză 2017. Bravo, ai stil. Și uite că am stil, da? Și cizme în stil. Și noroc cu Cici că suntem în da. Stil. Este foarte bună, ți-ai ieșit din zona ta de confort. Zi, mă, mică, ceva. Uite, mă, mică, zi acolo la cronica. Auzi, că numai la cronica Hârcotașilor zice asta, mică. Mă, mică. Și play! O chestie foarte interesantă. Stai prăschil, hai, e stai prăschil. Tam, 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 tam. Lovă foi mele. Ai zi odată. Ce vrei, mă?